Poate de unde provin de așa se două picioare? Probabil de la niște iepuri. Nu? Acum, îți facem acum din nou și să punem... 1. Iar și are 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și îi vreau 4. Pui 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stop, oprește-te. Tu, părerea ta, dacă punem câte 4, ia să vezi. Hai să vedem. Cât am pus 4? 4 plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16. Stop, 16, deja am atins. Am atins 16 picioare. 16. Deci nu-i bine să fie atins. Și apoi 17. Și apoi 20. Da, 20. Da, 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 și le duce 24. Foarte mult. 24. Da, le duce mult. Ce să faci, Mone? Dă-mi idei că chiar acum sunt în panic. Chiar sunt în panic. Am pornit cu prea mulți iepuri. Deci, cu cât îi ștergem acolo? Și lăsăm totul găini mai multe, nu? Ar trebui găini mai multe, după cât simt eu, ieșiți-o că... Nu, lasă capete, capetele nu au nicio treabă. Acum începe distribuția, să vedem cum facem noi. Cele două capete să le punem, să fie și ele 17. Așa. Să vedem cum facem povestea asta. Așa. Așa. 3. Și cu 4, 5, 6, 7, zbori, capele îi fac la un loc. Da, deci, sunt prea puține găinile. Găini? Cât să facem noi? Deci când băgăm mai mulți iepuri, foarte rapid cresc numărul de picioare, că fiecare iepuri vin cu de două... Dacă punem prea mulți iepuri, deja ies prea mulți. Pe picioare. Deci care ar fi ideea? Câți iepuri să punem? Mai puțin sau mai mulți? Mai puțin. Cu cât să începem pentru început? Pentru început? Câți iepuri? Nu, am văzut că dacă am pus numai găini, nu a fost treaba bună. Poate cu 4? 4 iepuri? 4x4 vă zic cât a făcut. 4x4 a făcut 16. Am completat de când am pus 4 iepuri. 4x4, 16. Deci nu a fost bine cu... Și mai numai 16 picioare, rămân ceilalți fără nimic. Deci nu e bine cu 4 iepuri. Cu cât să începem? Cu 5? Păi cu 5, mă duc la 5 ori 4, 20. 6 iepuri. 6 ori 4, 24, mă duc la mult, mult, mult. A fost vorba cu mai puțin iepuri. 3? Hai să începem cu 3. Ștergi? Nu, păi de ce să ștergi? Acum, distribuirea picioarelor. Aici să vă rog. 1, 2, 3, 4. Și celelalte să fie găini. Adică două. Doar trebuie să fie găini și celelalte. Da. Completezi, le obligatoriu. Păi nu patru. Că la găini nu și câte picioare? Două. Adică am transformat găinile astea. Trei le-am făcut iepuri. Da. Că am avut picioare în plus. Și dacă fac 4 plus 4 și 8 plus 4, 12 cu 2, 14 cu 2, 16. 16 pe urmă. 18. Să duci. Ia la urmă, mai 16. Hai să ștergem. De ce să ștergem acolo? Stai să vedem. De unde vin picioarele astea puse? Găinii trebuie să aibă două, nu am ce face. Normal. Atunci ce facem aici? Unde trebuie să umblăm? La număr de? Hai să vedem. La iepuri au fost bine 3? Că ei aduc picioare multe. Noi suntem într-o situație grea, fiindcă te pășim. Nu. E bine cu 3 iepuri? Trebuie să mă gândesc așa un pic. Dar fi rău, dar asta te rog. Deci, hai să ne înțelegem, că e luat... Cred că putem, nu știu, mă gândeam așa, dacă dăm aici așa, două și cu două... A, tai, tai,
De aici două picioare și ai făcut-o pe iepurile ăsta, a făcut găină. Două. Așa? Și aici două. Și a făcut și pe ăsta două. Și pe ăsta l-a făcut găină, da? Iepurile. Da. Deci, lăsăm un singur iepure. Un singur iepure, lăsăm... Și restul găină. Și restul găinii așa. Bun, și să vedem. Eu ziceam așa. 4. 4 cu 2, 6. Cu 2, 8. Cu 8 cu 2, 10. 10. Cu 2, 12. Cu 2, 14. Cu 2, 16. Am ajuns! Am ajuns! Excelent! Foarte tare! Deci, ai văzut? Când tu te-ai dus la 4 iepuri. La 4 iau prea mult, că i-a dus multe picioare. Foarte multe picioare. Dar numai două, numai două picioare de pus. Asta era. Alea două picioare trebuia să le pun la primul și făceam cele... Făceam un iepuri. Yep. Foarte tare, foarte tare problemă. Deci aici am învățat o șmecherie. Că după ce a zis, dacă ar fi toate găini, am văzut câte picioare sunt în plus. Și vedeam, două, sau dacă ar fost patru. Dacă ar fost patru, însemna două la primul și-a făcut găina, am făcut-o iepurii, două la al doilea și-a făcut-o și pe cei iepurii și iată că se consumau. Deci de acolo consum mai multe înseamnă. Deci cred că ideea cea bună era asta. Sigur că da, asta e ideea. Iar cea asta bun. Era greșită. Asta a fost greșită, sigur că da. Dar ne-a ajutat. Pentru că ne-a dat 16. Așa. Trebuia să ne dăie 16. Corect, dar noi am făcut diferența. Și am văzut, ne ajută și asta. Dacă ar fi toate găini, atunci s-ar fi întâmplat așa, să vedem câte picioare pus mai avem. Câte mai avem, ca să știm cum le distribuim. Foarte tare, este trebuia un raționament. Cum? Deci sunt 7 copite. Capete. Capete. Da, capete. Da. Capete. Da. Și erau găini iepuri. Și eu cred că ideea cea bună era să facem în felul următor. Deci, 4, deci un iepure cu 4 picioare. 4. Așa. Restul facem 4 plus 2 picioare de găini. Așa. Plus încă 2 picioare de găini. Da. Plus încă 2 picioare de găini. Plus încă 2 picioare de găini. Plus încă 2 picioare de găini. Adică de câte ori? 16. De câte ori? Câte două? Câte două? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6 trebuie să fie, că trebuie să ajungi la 7. Ăsta e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, da? Plus 2. Cu alte cuvinte, tu faci acum proba. Și tu spui așa, 4, nu neapărat liniuți, 4 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, de câte ori? 2, 4, 5, plus 2, fac egal cu 16. Da. Sau? Da. Da, așa, și poți foarte bine 16, da? Eu să știu că să plecăm cu un singur iepuri. Asta e povestea. Trebuia să ne gândim mai întâi. Și poate dacă ne gândeam să facem asta... Dar nu poți să vii deodată cu ideea asta, nu știu cum, nu mi-e nimic. Nu poți să faci deodată. Păi de aceea mi-am zis, hai să presupunem că ar fi toți iepuri. Da. Parcă o găini. Și atunci am văzut că picioarele sunt în plus și am văzut două și atunci am transformat o găină în iepure. Punându-i două picioare am făcut o iepure. Și altă rău a spate găină. Asta a fost ideea. Deci nu poți să știi deodată, dar dacă îi prinzi șmecheria, toată treaba este excelentă. Acum, tot cu 7 capete, dar dau 20 de picioare. Deci formez o altă problemă. Deci în curte sunt, 7 capete, deci altă problemă, problema a doua. 7 capete și 20 de picioare. Da? 7 capete și 20 picioare. Și acum, o altă problemă sau un alt număr de picioare. Am modificat numărul de picioare. Întrebarea este câte găini și câte iepuri sunt.
Câte găini? 7 capete. Tot 7 capete. Vin la tablă. Sigur că da. Sigur că da. Sigur că mai trebuie să faci avem mai mult praș. Să deci, câte găini și câți iepuri sunt? Așa. O să fac eu capetele cele 7. Da. Și vin eu la tablă, da? Neapărat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 capete. 7 capete. Bun. Nu vă dați seama peste ani pe YouTube aceste lecții rămân pentru generații de-a lungul timpului. Și câte frumusețe va fi când vor fi văzute, sau ea când se va vedea mâine, așa cum am gândit și am gândit. Este un spectacol care va rămâne în timp cu adevărat. Da, neapărat. De picioare. Pas cu pas, adică să fie toate, hai să zicem, să fie toate găini din nou, după aceeași tehnică. Dacă ar fi toate găini, presupune că toate capetele ar fi, nu? Ar fi numai găini încă. Câte două, două, două până, da? Două. Câte picioare sunt din experiența trecută? Câte picioare sunt consumate? 14. 14, 7 ori 2. Deci, nu-i bună. Nu, scriem așa. Rezultă 14 picioare, da? Din care asta ar însemna. Acum scădem din 20. Din 20 câte sunt în problemă. 20 minus 14. Da, minus 14 și cât face? 20 minus 14. Șase, da? Da? 6 picioare. Să fac mai mare când mai... Așa. 6. Da, adică nu... Așa, să-l fac eu. Cam... Așa, trece. Uite, scuze. Nu-i problema. Așa, depășim momentul ăsta. 6. Mă gândeam așa. Dacă 4 iepuri ar fi. Adică să punem... Dar câte picioare? 4 picioare. Adică... Și 3 găini cu două picioare. Deci, tu așa presupui. Hai să facem modificarea asta. Tu vrei acum, pe loc, să faci cu 4, da? Te rog frumos, hai să cu 4. Ideea ta, eu ți-o respect. Eu am zis să facem așa, că poate da, iese. Da, 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 da. Poate iese, sigur că da. Deci, mai fac un cânt. Sigur, și încerc, le-ți capetele, da? 2, 3, 4. 6, 7. Bun. La primele 4 ai spus că pui... Da. Pui câte 4? Deci, 4 iepuri. Da. Și 3 găini. Ia să vezi tu. Așa. 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 Bun. 4 cu 4, 8. Cu 4, 12. Cu 4, 16. Cu 2, 18. Cu 2, 20. Și mai rămân că și încă 2, 22. 22. Atunci ce să faci? Depășești, nu? Nu, nu poți să ștergi. Nu poți să ștergi, dragă, că doi, pentru că fără ce ai rupt picioarele. Nu? Ai rupt picioarele.
Da, da, să-și piare, dar e șaptea, nu? Șapte capete, n-avem cum. Mai că trebuie. Da, îi punem aici găina acolo și îi punem două picioare, că rămân. Trebuie să ai cea două picioare, neapărat. Din ce crezi tu că îi depăși numărul de picioare? Le-am făcut aici. Asta e. Ia șterge-l după alea acolo. Și ai făcut-o. Și acum, ia să vedem cine e acum. Ia numărul. 8. Da. 10. 12. 12. 8. 8. 12. Că-s 4 aici. Da? Deci 8 ai zis? A, 8. 12. 12. Cu 2, 14, cu 2, 16, cu 2, 18, cu 2, 20. Din prima. Ai văzut? Da, aici a fost mecheria. Da. Da. A fost foarte tare, foarte tare. Că ai băgat tu câte 4, am depășit numărul picioarelor și când ți-ai dat seama ce mai iau un iepure, îl transform în găinușă. Adică îi dau cele. Cu alte cuvinte, știi ce trebuia să faci tu cel mai tare? Trebuia să observi aici care. Noi aveam 6 picioare la dispoziție. Și puneam 2 la prima, să zicem, 2 la prima găinușă și o facem iepuri. Gata. Iar 2 la asta, la altă, facem iepuri și ar consuma 4. Da. Și mai puneam încă 2, 6. Și iată cum ieșeau cei 3 iepuri. 3 iepuri și rămân doar cele 4 găinuși. E foarte tare, așa se începe problema. Începem cu toate ar fi găini. Dacă facem... Vedem câte picioare sunt în plus. Acele picioare le luăm și le distribuim. Câte 2. Și punând 2, găina se face iepuri. Punând încă 2, găina se face iepuri. Încă 2. Și cum noi am avut numai 6 picioare, 2 plus 2 plus 2, cele 6 picioare, iată astea sunt, nu? Cele 6 picioare, am distribuit 2, 2, 2. Și de ce am rezultatul deodată pe urmă? Nu mai pierdem timp. Iată dacă fac eu acum o modificare. Fac o altă problemă. Răspunsul corect care este aici? Răspuns. Răspuns la problema asta înseamnă 3 iepuri, da? 3 iepuri. Și 4 găini. 3 iepuri și 4 găini. Foarte frumoasă problema. Dar modific eu acum. 22 de picioare. Deci o altă problemă. Altă problemă. Am modificat acum cu 22 de picioare. Ia să vedem așa acum. Ia să vedem. 4, 8, 4, 8, 12, 16, 18, 20, 22. Gata. Deci foarte rapid. Câtă vreme am crescut numărul picioarelor, cu încă 2 față de înainte, înainte au 20, acum 22, înseamnă că încă 2 picioare mai venit. Și tu le-ai pus repede aici și ai făcut răspunsul cât ar fi aici. La problema asta, câți iepuri și câte picioare? Deci sunt 4 iepuri și 3 picioare. Da? Răspuns corect. Și am zis. Da? 4 iepuri și 3 picioare. 4 iepuri. Iepuri. Și 3 picioare. Și, pardon, și 3 găini de sunt, da? 3 găini. Trebuie să dea 7. 7 capete. 3 găini. Eliza, dă tu un număr de picioare acum. Formezi tu prima dată o problemă. Îți dau ție libertatea. Tot cu 7 capete. Și formează, dă tu numărul de picioare care crezi tu acum. Numai eu să fac probleme. Da, ai văzut numai la picioare. Dumneavoastră faci problemă? Faceți problema sau eu? Tu o compui acum. Eu o compui și dumneavoastră. Și eu fac, gata, așa facem. Da. Modifici picioarele. Să văd ce număr de picioare dai tu acum. Să-ți am un pic, să mă gândesc. Știi, bă,
și 4. Mai. Deci mi-ai dat 25. Da, doar 5. De ce ai dat 25? De ce ai dat 24? Mai, acum mă gândesc, eu sunt... Da. Mă gândesc eu așa, de ce ai dat 25? Oare de ce ai dat 25? De ce ai dat 24? Hai tu vreo șmecherie. De la 22 câte au fost? De la 22 au fost 4 iepuri. 4 iepuri. Și 3 găini. Și mi-ai dat cu 2 picioare în plus. Da. Când ai dat cu 2 picioare în plus, înțeleg eu că mi-ai dat un iepuri în plus. Da. Adică 5 iepuri și 2 găini. Da. Gata, s-a dat spus. M-am prins. Deci răspunsul care este? 5 iepuri? 5 iepuri? Da, 5 iepuri. Cu alte cuvinte să fac și eu problema ca să vadă și prietenii noștri, m-am prins. Acum, să rămâne întrebarea asta, de cine ai dat-o 25 de picioare? Asta te mine... Să le pot da acum? Nu știu dacă poți să mi-o dai, dar dacă dai și răspunsul de cine ai dat 25, sunt cel mai bucuros. Da? Eu mă tot gândesc, de cine ai dat... Deci n-am dat nici eu vreodată. Am dat 14 picioare, 16, 18, 20, 22, 24 ai dat tu acum, dar de ce n-am dat 25? De ce n-am dat 17? De ce n-am dat... Pentru că e prea departe și pentru că m-am gândit că poate vreți să dau pe 24. Și m-am gândit că e mai ușor și apoi să mă dau pe 25 dacă doriți. Ați înțeles? Înțeles, nu prea doresc, dar nu știu de ce... nu doresc. Aș vrea să vede dacă Aliu are problema soluției. Se poate rezolva o problemă cu 25 de picioare? Ia gândește tu că dacă cât e 24, cum să facă 25 vreodată? Hai și povestea. Că cât e 24, când le adune acolo, cum să dea 25? Cred că nu se poate rezolva problemele astea. Vedeți, asta e, trebuie să dai o problemă corectă. Deci cu numele impare, n-ar fi fost să dau 13 picioare, n-ar fi avut sens. Ia să văd, se poate cu 13 picioare să dau o problemă cu 13 picioare în total. Cu 7 capete. Sigur. Încercăm? Încercăm. Dar 7 capete cât înseamnă? Câte picioare minime? 14 picioare. Și dacă dădeam 13, ce însemna? Păi ce ar fi însemnat? Ar însemna că o găină are un picior, nu? Un picior? Deci, nu se poate. Dar dacă dădeam 10, uite, dau cu soț. Nu, 12. Dacă dădeam 12 picioare? Cred că tot la. Tot prost ar fi fost, tot rău cu 12 picioare. De la 14 în sus. Vai, foarte tare. Deci nu se dă, problema nu se poate forma cu număr de picioare la întâmplare. Cred că se... Ci cu număr de picioare cuprins între 14, minim 14, că doar dacă ar fi toate găini, ar însemna 14 picioare, 7 ori 2, adică 2 plus 2 de 7 ori fac 14, niciodată nu se poate cu 10 picioare, cu 12 picioare, mai puțin de 2, mai puțin de 14, nu se poate, da. Deci problema nu se dă la întâmplare, trebuie să fie făcut un raționament corect în culise. Deci, Eliza, e foarte important, când formulez eu problema, acum spun, nu ne aud nimeni, dar în timp ce am format problema și am dat 7 capete, eu am gândit așa, mă zic, câte picioare să dau eu? Și am stat aici să dau 7, 2, dacă ar fi mai găini, n-am voie să dau mai puțin de 14. Și de-aia am zis 16 picioare. Și n-am voie, dacă aș fi spus 50 de picioare. Oh, vai! La 7 capete? Dar 50 de picioare. Nu ar merge deloc. Câte picioare pot să fie maxim ca număr de picioare? La găini și iepuri. Da. Deci eu dacă dădeam la cele 7 capete, câte ar fi fost maxim cu putință ca picioare? Dacă ar fi fost atunci numai iepuri, că iepuri aduc picioare multe, ar fi fost 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 7 ori, poate că face 4 plus 4. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4.
faci 7 ori 4. Așa că faci 7 ori 4. Nu, aici nu prea știu de loc. 7 ori 4, puteți să spui deodată? 7 ori 4, să știi, 7 ori 4, ca să se învățați cât de repede. 7 ori 4 este egal cu 4 ori 7. Că ori 4, 6 ori 7, 4. Tot așa. Iar 4 de azi 7 înseamnă așa. 7 plus 7 plus 7 plus 7. Ăștia 2 de 7 cât fac? 7 cu 7, 14. Iarăși ăștia 2, 14. Și 14 cu 14 cât fac? 28. 28, vezi? 4-7 fac 28. 7 4, 28. Cu alte cuvinte, eu pot să dau mai mult de 28 de picioare? Nu am cum să dau mai mult de 28 de picioare, că toți cei 7, dacă ar fi toți iepuri, deci numărul maxim de picioare poate să fie 28. Deci la astfel de problemă trebuie venit așa, când compunem. Am fixat 7 capete. Iar numărul de picioare care poate fi dat este cuprins, deci număr picioare, în ce, de la cine începând? De la 14 până la 28. Deci eu, propunător de problemă, în mintea mea, se produce așa. Am fixat capetele, capetele, câte capete sunt în total. Imediat când dau picioare, zic, stop, ca să fie problema rezolvabilă, trebuie să dau un număr de picioare cuprins între 14 și 28. Că dacă dădeam 12, proastă problemă, o găină n-ar fi avut picioare. Dacă dădeam 30 de picioare, proastă problema, că nici măcar n-acopeream cu iepuri. Și atunci, trebuie gândit așa. Aflăm numărul de picioare, minim, cel mai mic, cel mai mare număr de picioare. Și n-am voie să fiu cu un număr dintre 14 și 28, n-am voie să fiu cu un număr impar. Adică n-am voie să fie 15, 17. Că lucrăm cu câte 16, 8, 16, 8, 16, 16, 19. 19, nu! Nu! Caz. 20 merită. Merită 21, nu! 22 merită, că am și rezolvat noi cu 22. 23 merită? Cred că da. Păi 23 de ăla care... Nu. Nu merită. Dar 24, da. Da. 25? 25, nu. 26? 6. Da. 27? 27, nu. 28? Da. Da. 29? Nu. 30? Nu, îi depășești de 28. Da. Deci vezi foarte tare problema. Deci când începe să o analizăm problema în sine, ca propunător, cel care gândește problema și o pune pe tablă, el trebuie să o gândească așa fel încât ea să fie rezolvabilă. Spuneam despre copilul acesta din Italia, Mario, odată înțeles mecanismul ăsta la problemă, venea cu numărul exact acolo și cu el avansasem atât de frumos încât să spune că ești constructor și că tu faci vile cu câte 3 camere și câte 7 camere. Și iată, ai 13 vile. Și numărul camerelor este atât. Câte sunt vilele cu 3 camere și câte sunt cu 7 camere? Ei, aici era vorba să analizeze foarte bine, să vadă numărul minim de camere, când aș fost numai cu 3, când aș fost numai cu 7, și atunci se plasa cu numărul între cuprins între cele două. Sigur, noi suntem la început, dar spun, în seara asta am făcut din nou o lecție foarte frumoasă, spectaculoasă. Cu ce ne-am ales noi de aici, de la toată discuția asta? Cu scăderile acelea, cu căsuțe care adunește scăderile, multe lume. Foarte faine, foarte faine, teribile. Așa. Ba mai mult, ai înțeles cât se poate de bine cum să adun cei cuplu sunt într-o tabără, ceilalți cuplu sunt în altă tabără. Numele bune pe o parte, numele rele de o parte. Și le-am văzut câte sunt bune, câte sunt rele. Și
Ți-am și propus două greșiții, unul rămâne să rezolvi tu. De asemenea, trebuie să recunoaștem că problema asta ne-a fascinat. A fost spectaculoasă. Da? Spectaculoasă. Și am descoperit că dacă ai numărul de capete fixat, poți să faci diverse probleme mișcând numărul de picioare. Luând alt număr de picioare, alt număr de picioare, o altă problemă, alt număr. Și ce numere? Cuprinse între 14 și 28 numai astea. Și ce numere? Numai cele pare se cheamă astea, care 12, 14, 16, 18, 20. Celelalte care sunt 15, 17, 19, se cheamă numere impare. Dar atunci o să discutăm altă dată când, mă rog, se va indica chestia asta. Ce vreau să spun? Că cât privește potențialul și posibilitatea ta de atenție, cred că s-a dus o oră, nu? Nu mai știu. Mai bine, nu? Așa. Așa. Două aproape. Copil nu poți să întinzi așa. Adică oricât ai, ești adult, nu poți să întinzi. Dar cred că ne putem opri aici și să spunem că am făcut o lecție frumoasă. Le mulțumim prietenilor noștri care ne-au urmărit. Și să le spunem ce? Să dea like și share. Că ne poate ajuta. Ce înseamnă asta like și share? Să anunțe și pe alți prieteni. Like înseamnă așa și share, nu știu. Căutare, da? Se poate să prindă și alți prieteni de-ai noștri să aibă acces la lecțiile acestea frumoase. Le promitem și la poimeni când ne vedem, tot așa o lecție frumoasă. La revedere, dragilor, cu drag. Sper că v-a plăcut lecția. Iar dacă sunt greșeli, să ne scriți. Ne scriu de fiecare dată mesaje. De sub lecția aceea apar mesaje în care unii se bucură. Cum aș fi văzut mai devreme când m-a sunat cineva din Arad, o mămică vrea să mulțumească pentru că urmărește lecțiile și ce interesant este asta. La revedere, pe curând!